De-a lungul vremii, în istoria noastră de suporte rapidiști, prin comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi, am trăit adevărate tragedii fotbalistice. Și este suficient, fără a intra în prea multe detalii, să ne amintim de următoarele patru episoade. 1. Finala Cupei cu Petrolul din 1995 2. Meciul de la Craiova din 1998, 3. Meciul de la Bruxelles din 2003 și 4, sfertul de finală din 2006. Deci, vă dați seama că ceea ce se întâmplă în momentul de față este foc de paie comparativ cu tragediile fotbalistice de care am amintit. Despre partida cu Petrolul și despre meciul de la Craiova, să fiți siguri că vom mai discuta în clipurile care vor urma. Așa că nu uita să te abonezi, să apeși butonul de subscribe pentru a fi primul care află atunci când voi încărca clipul cu discuția despre care vorbesc în acest moment. Pentru că în ceea ce privește meciul de la, cu petrolul din 1995, Danus Lupu, într-o intervenție la Fanatic, a spus niște lucruri care, din punctul meu de vedere, au fost trecute prea ușor cu vederea. Și cum Danus Lupu a fost în teren la ambele partide, sunt uh, lucruri de discutat. Trebuie să discutăm și trebuie să le uh, Mă rog, nu cred că vom putea să le lămurim niciodată, dar trebuie discutate. De asemenea, am și ceva, un lucru care s-a întâmplat la pauza meciului dintre Rapid și Anderlecht de la Bruxelles, meci la care am fost, unde am trăit, am avut parte de aventura vieții mele și o să vă povestesc ceea ce s-a întâmplat și acolo. Dar așa cum am zis, despre toate astea vom vorbi într-un clip sau mai multe clipuri care vor urma, pe care urmează să le fac, așa că, repet, nu uita să te abonezi pentru că merită. Ceea ce vreau să vă spun și am, așa cum ați văzut și în titlul acestui clip, am o întrebare la care vă invit să găsim împreună cele mai frumoase răspunsuri. Haideți să găsim împreună cele mai frumoase răspunsuri pentru că este greu să uh, ofer doar unul, mai ales că fiecare suporte rapidist are uh, un răspuns individual la această întrebare și aș vrea pe cât se poate să găsim împreună cât mai multe răspunsuri, care mai de care mai frumoase, la întrebarea ce este rapidul. Pentru că de răspunsul la această întrebare depinde și răspunsul, de fapt, răspunsul la această întrebare coincide cu răspunsul la alta pe care și-o pune foarte multă lume din afara fenomenului rapid, care nu înțelege de ce este această echipă atât de iubită. Și primul răspuns care îmi vine mie în minte este că rapidul. E acea echipă de fotbal care reușește în mod miraculos să transforme tristețea ultimei înfrângeri în speranța și bucuria următorului meci. Următorul meci, despre următorul meci, vom vorbi în următorul clip pe care am să-l încarc pe canalul meu de YouTube. Însă, deocamdată, te invit să răspunzi la această întrebare. Ce este rapidul? Lasă un comentariu dacă ți-a plăcut acest clip. Apasă un like, nu uita să te abonezi și revin cu avantpremiera următorului meci care va conține și melodia etapei. Așa că rămâi pe recepție pentru că merită. Harapidu! rapidu